acțiunilor cu poliția de frontiere, participarea nemijlocită și a altor structuri, inclusiv asistența medicală spitalicească, asistența medicală primară, iar cea de-a doua componentă o reprezintă coordonarea doar a sistemului de sănătate și, de fapt, care este răspunsul sistemului de sănătate pentru toate măsurile de prevenire, dar și răspuns la infecția COVID-19. Vin cu actualizare a datelor. Avem la momentul actual în Republica Moldova înregistrate 8 cazuri care sunt confirmate de infecție cu coronavirus de tip nou. La momentul actual avem 46 de persoane care sunt suspecte cu infecția COVID-19. Dintre aceste 46 de persoane, 32 sunt internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorba și vorbim despre 14 persoane care sunt nemijlocit în cadrul Spitalului de Boli Contagioase pentru Copii, dintre care 2 sunt adulți care la fel au suspecții de infecție COVID-19. Dacă e să mă refer la starea de sănătate a pacienților, la momentul actual, deci 2 din acești pacienți au o gravitate, încă starea sănătății este încă gravă, haideți să spunem, dar stabilă. 3 sunt cu gravitate medie și 3 dintre aceștia înregistrează o dinamică pozitivă de îmbunătățire a stării de sănătate și la momentul actual putem spune că starea lor de sănătate este satisfăcătoare. Mai prudenți suntem în privința stării de sănătate a uneia dintre doamne, iarăși reiterez, care și-a determinat de sine stătător tratamentul în virtutea tratamentului care a fost prescris de către medic, dar este vorba de niște probleme conexe și de fapt nu de efectele infecției cu coronavirusul de tip nou. Starea de sănătate este monitorizată, personalul acordă absolut toată asistența. Nu avem nicio persoană din cele 8 la momentul actual care ar fi deci, la respirație asistată. Toate persoanele sunt conștiente, toate persoanele vorbesc cu rudele, sigur că la telefon, și în acest context punem o miză foarte mare pe personalul medical, calificarea acestora pentru a acorda asistența medicală corespunzătoare și vreau să reiterez încă o dată mesajul meu. Sănătate, stimați lucrători din sistemul medical, apreciem enorm profesionalismul și implicarea dumneavoastră și totodată sănătate tuturor pacienților care la momentul actual sunt în instituțiile medico-sanitare publice. Pentru că în presă au apărut anumite așa, informații vis-a-vis de faptul că ultima persoană care a fost infectată cu COVID ar fi călătorit cu acea rută Milan-Chișinău, vreau să menționez că niciuna dintre persoanele care sunt infectate nu au interacționat cu prima persoană de pe ruta Milano-Chișinău și, în mod special, care a fost prima persoană, care noi avem caz deja confirmat, înregistrat, mai bine zis oficial, de infecție COVID-19. Eu vreau să vă asigur că din istoricul tuturor pacienților nu rezultă niciun contact cu persoana de pe ruta vizată, pentru că mai multe aspecte au fost invocate în presă. Dacă e să fac o referire, ce recomandăm în continuare? Sigur că Comisia Națională Extraordinară se va mai convoca în continuare, vor mai fi măsuri de precauție care vor fi aplicate și rămân în continuare pe poziția care este mesajul, de fapt, și a Organizației Mondiale a Sănătății, aspectul de autoizolare a tuturor persoanelor care revin din zonele unde sunt înregistrate cazuri de infecție coronavirus de tip nou. Evitarea, în cazul respectiv, a contactului cu rudele, prietenii, dar și cu alte terțe persoane. Este o responsabilitate, deja nu mai facem apel la conștiință, dar la responsabilizarea oamenilor în privința respectării acestui regim de autoizolare. Și vreau să menționez că sper foarte mult ca și acele centre, instituții sportive, de agrement, să fie destul de disciplinate sub aspect de executare a hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare în privința măsurilor de a asista pe o perioadă determinată toate activitățile în cadrul instituțiilor sau locurilor publice
care sunt, de fapt, o sursă de expunere la risc a tuturor celor care se concentrează prin aglomerație în instituțiile vizate. Eu vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți careva întrebări. Eu am citit și eu mesajul care este scris în anonimat, apropo, iarăși, de către un medic. Apropo, exact așa, din anonimat a mai fost scris cândva un mesaj și din partea feciorului primii doamne care a fost înregistrată cu COVID-19 și vreau să menționez că toate încercările noastre pentru a coordona informația veridică au eșuat, dar vreau să menționez altceva. În acel mesaj se menționa despre faptul că există o aglomerație foarte mare de oameni care sunt actualmente plasați în instituțiile medicale. Se menționa despre reanimări care sunt iarăși supraaglomerate. Eu nu în zadar am venit cu informația pe care am livrat-o vis-a-vis de faptul că niciuna dintre persoanele aceste 8 nu se află, deci nu beneficiază, nu se află în reanimare, deci există doamna, prima doamnă care deja este în boxa respectivă plasată și de fapt ea nu se mai califică pentru această instituție, dar va rămânea în continuare în instituția Spitalului Clinic Republican pentru a fi asistată. În rest, niciunul dintre ceilalți 7, deci nu au fost referiți către Spitalul Clinic Republican pentru terapie intensivă sau pentru reanimare. Deși în mesajul dat se vorbea că reanimările sunt supraaglomerate cu oameni care sunt suspectați cu COVID. Se menționa despre faptul, iarăși în acest mesaj, care denaturează în cazul dat informația și eu vreau să reiterez să ne conducem de datele oficiale care sunt prezentate, persoanele care lucrează cu pacienții suspecți sau infectați cu COVID, în general nu poartă măști simple, ei poartă respiratoare și ei sunt echipați corespunzător. Deci toate cazurile suspecte determină obligativitatea de protecție individuală a personalului cu echipament special, care în cazul respectiv presupune, vreau să vă zic, nu mască, dar respirator. Ați văzut mai multe poze cum asistența medicală prespitalicească este echipată atunci când există un caz suspect de infecție coronavirus. Exact așa și personalul din instituțiile medico-sanitare publice se echipează și nu poate fi vorba de măști. Deci, ca și în primul caz, reiterez încă o dată, consider că sunt niște date denaturate. Vreau să mai vin cu un argument în contextul respectiv. Argumentul este că noi avem o instituție strategică desemnată, și anume în cazul dat este Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, care până la momentul actual nu a fost activizat. Adică noi nu am referit încă pacienți la acel spital. Noi ne aflăm încă la capacitatea la două instituții strategice care sunt desemnate. Este vorba despre Spitalul Clinic Toma Ciorba și Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Ați observat că din toate discursurile și informațiile pe care le facem, concret indicăm care este instituțiile unde persoanele se tratează la momentul actual. La necesitate, sigur că vom activa și alte instituții. Dacă vorbim de Spitalul Clinic Toma Ciorba, capacitatea acestuia, la momentul actual, pentru cazurile suspecte, este de circa 170 de persoane. 170 de persoane. Dar vreau să menționez că, și aici pun accentul, sistemul medical este un organism viu. Pe lângă infecția COVID, noi mai avem atacuri de cord, noi mai avem fracturi, noi mai avem hepatite și atunci asistența medicală se acordă tuturor, nu doar celor care sunt infectați cu COVID. Și vreau să menționez că avem capacități, avem deci locurile care sunt determinate în toate instituțiile medico-sanitare strategice. Există un algoritm care a fost determinat sau un scenariu, haideți să spunem, cel mai pesimist, inclusiv prin activarea a unor spitale raionale pentru cazurile ușoare. Pentru că vreau să menționez că în mod special
atestăm gravitate medie, atestăm starea, deci, gravă a pacienților când vorbim despre pacienții vârstnici. Acesta este un tablou clinic care s-a înregistrat în Italia, acesta este un tablou care îl urmărim acum și noi cu cele 8 cazuri care sunt confirmate. Dacă în cazul tinerilor este o stare satisfăcătoare și o dinamică foarte ușoară așa de îmbunătățire a stării sănătății, în cazul persoanelor vârstnice, din cauza unor probleme suplimentare adecente de sănătate, clar că situația este așa cu o dinamică bună, dar mai lentă ca și timp. Prin scenariul numărul 4, care îl are Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, elaborat de comun cu Organizația Mondială a Sănătății, noi avem determinate instituțiile medico-sanitare publice la o capacitate de 2000 de persoane care confirmate ar putea fi cu COVID și 12.000 de cazuri suspecte. Noi avem inclusiv și acest scenariu care sperăm să nu ajungem și toate măsurile pe care le întreprindem de prevenire, de control, ele sunt niște măsuri anume pentru a preveni trecerea la scenariul 2, 3, 4 sau chiar în eventualitate modificarea scenariului existent. Câte teste au fost făcute până acum și câte mai are rezultate? La momentul actual au fost testate 140 de persoane. 140 de persoane. Noi am utilizat, reiterez, acum abia ANSP-ul a raportat că a trecut la cel de-al treilea kit din cele 5 kituri care au fost oferite din prima asistență a OMS-ului. Respectiv, noi mai avem încă o rezervă și acea nouă asistență care a fost oferită de către OMS, peste 1000 de teste sunt la momentul actual și noi considerăm că la etapa dată ele sunt nu că suficiente. Ele chiar ajung, vedeți pe ce perioadă noi cum am aplicat. Dar vreau să menționez că noi nu ne-am oprit doar la aceste teste. Noi avem promisiunile din partea CDC-ului că în timpul apropiat ne vor oferi asistență sub formă de teste. Noi avem coordonarea care am realizat-o cu instituțiile responsabile din cadrul Federației Ruse care ne-au promis oferirea acestor teste. Respectiv, noi consolidăm capacitățile la nivelul testelor. Exact. Ieri am prezentat informația că din toate testele care au fost realizate, toate persoanele care au fost suspecte, am constatat doar 2 persoane care, într-adevăr, sunt contaminate cu infecția COVID-19 și vreau să reiterez încă o dată informația de ieri. Niciun copil la momentul actual nu este determinat să fie infectat cu COVID-19. Niciuna dintre mămicile care erau plasate cu copiii în cadrul instituției medicale de boli contagioase nu a fost înregistrată infecția COVID-19. Totodată vreau să menționez un moment, iarăși că toate cazurile respective ele sunt de import. Toate 8 persoane au revenit din Italia. Și nu avem niciun caz de transmitere locală. Eu vreau să vă zic că apreciez în cazul dat acțiunile de prevenire și de control care sunt întreprinse nu doar de către autoritățile centrale, dar și de către autoritățile locale. Există o procedură pentru a determina regimul de carantină într-o unitate administrativ-teritorială, în cazul respectiv vorbim de un sat, și anume este vorba într-adevăr de o decizie care trebuie să fie primită de către Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică. Nu este o decizie unilaterală așa primarului, există un cadru normativ, există proceduri clar definite, prin care se stabilește starea de carantină. Care sunt efectele acestei, așa, statutului de carantină într-o localitate? Sigur că, în primul rând, este evitarea contactului social al populației. Adică populația trebuie să, la maxim, să evite contactul cu alte persoane. La maxim să evite ca să iasă din gospodăria sa,
În cazurile date sunt determinate doar necesitățile vitale, procurarea medicamentelor sau poate produselor alimentare. Niciun fel de activități, în cazul dat nici până la 50 de persoane, sigur că nu se autorizează. În general, sunt interzise astfel de activități. Noi salutăm, dar vă spun că există un algoritm clar definit în cazul respectiv, dar sunt niște măsuri care sunt sincronizate în cazul dat cu toate eforturile care se depun de către guvern. Și mă bucur că autoritățile publice locale sunt proactive pentru a susține aceste măsuri. Doamna ministru, există poziție în spitalele strategice, având în vedere ultimele cazuri că au fost două persoane în stare de ebrietate și mama care a agresat acum și medicii în toate spitalele strategice, dacă există oamenii legii, unde sunt aceștia, sunt echipați sau nu? Eu vreau să menționez că nu în toate spitalele strategice, pentru că la momentul actual vorbim de două care primesc pacienți suspecți la infecții coronavirus. Este vorba de Toma Ciorba și este vorba despre Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. La aceste două instituții, reieșind din acele precedente pe care le-am avut noi, sunt cu adevărat reprezentanții organelor de poliție, dar pentru a evita contaminarea acestora, pentru că acolo vin persoane suspecte la instituții, pentru că avem cazuri confirmate deja de infecție cu COVID-19. Ei stau în exteriorul instituției, este o mașină de patrulare în care sunt aceste persoane și nu doar numai la nivel de securitate și de apărare, de fapt, a personalului medical, dar și ceea ce ține și dirijarea traficului rutier, pentru că am avut situații când ambulanța nu putea să intre pe teritoriul Spitalului Toma Ciorba din cauza la toate mașinile care erau parcate prin prejurul instituției. Ei au un rol clar determinat, dumneavoastră cunoașteți disciplina pe care o au polițiștii și vreau să menționez chiar și în cazul acestor două persoane, la fel s-a intervenit pe linia organelor de poliție care vor aplica măsurile de sancționare prevăzute de legislație. Ei, la momentul actual, deci nu intră, eu reiterez, pe teritoriul instituției și la necesitate ei sunt echipați. Și la necesitate, dacă va trebui ca să intervină, și ați văzut cum s-a mers, inclusiv în cazul mamei cu copilul care au părăsit instituția medicală pentru copii, echipați erau nu doar cei de la CNAMUP, adică asistența medicală prespitalicească, dar echipați erau inclusiv și angajații poliției. Eu vă mulțumesc foarte mult, să avem o zi frumoasă și sănătate tuturor și vreau încă o dată să menționez despre faptul că noi trebuie să ne solidarizăm în situația respectivă și nu contează că este vorba despre reprezentanții autorităților centrale, locale, politicieni, jurnaliști. Important este ca populația să primească informația veridică, important este ca toate acțiunile noastre să fie direcționate pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Mulțumesc foarte mult!